mare scandal cu mașina asta. E venită din China. Bine, ce nu e venit din China în ziua de astăzi? Volvo S90 se face în China. BMW X3 se face în China. Toate Teslele Model 3 care circulă pe străzile din România, made in China. Dacia Spring, made in China. E ceva care nu mai este făcut în China. Însă, mare scandal cu chestia asta. De ce? Simplu. Pentru că Volkswagen le vinde mai ieftin acolo, că le produce mai ieftin. Și n-au vrut să o aducă în Europa, deși puteau. Nu era nicio problemă cu chestia asta. Pur și simplu a sărit sindicatul muncitorilor din Germania și a zis: alo, alo, care-i treaba? Nu faceți nimic în China și aduceți aici cu mână de lucru ieftină. Vai de capul meu. Există dealer de Volkswagen din Germania care au început să aducă mașina asta din China în Europa și să o vândă mai ieftin decât alte modele Volkswagen pe care le vând ei făcute în Europa. Și atunci și-ar scoate și o marjă de profit bună, ar canibaliza alte modele Volkswagen și atunci e mare scandal. Și atunci Volkswagen i-a dat în judecată sau am înțeles că vor să-i dea în judecată pe acești dealer, că vezi, doamne, vând mașini care n-ar fi trebuit să fie pentru piața din Europa. Și atunci eu am venit astăzi ca să văd cât de diferită este un Volkswagen de China. Dacă merită să-l aduci, să-l cumperi în Europa, dacă merită prețul, care sunt dotările, care sunt lipsurile, cum e calitatea și așa mai departe. Așa că luați-vă popcornul, drumul spre 100.000 continuă, așa că dacă vă place contentul și încă nu sunteți abonați, o abonare m-ar ajuta teribil. Suntem pe ultima sută și ca premiu pentru cei 100.000 de abonați o să am 3 clipuri speciale cu 3 mașini deosebite, clipuri de 100.000 de abonați, 3 cutii manuale, 3 mașini driver's cars, 3 mașini pe sufletelul meu. Ah, și încă o chestie. Dacă vreți mașina asta, o puteți găsi la Plus Auto Trade. Da? Băieții de la Plus Auto Trade mi-au pus-o la dispoziție, m-au lăsat să vin cu ea la locul meu de filmare, să o testez și să vă arăt vouă. E evident că au mai multe mașini, nu au doar asta. Au de la ieftine, de la Duster până la Lamborghini, Ferrari și Rolls-Royce Spectre, că l-ați văzut la mine pe canal. Și apropo, da, pentru cei care spuneți că unii mă plătesc și alții nu. Deci puteți să o cumpărați pe asta, să nu vă cumpărați un Volkswagen. Ziceați că m-au plătit la Passat și la Tiguan. Mă doare în cur dacă voi vă cumpărați Passat, Tiguan, asta sau Rolls-Royce de la Plus Auto Trade. Eu doar le prezint. Cine, ce faceți voi cu banii voștri e treaba voastră, băi. Hai, nu mai lungim că deja am lungit-o mult mașină cu Luci. Începe! A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine. O duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical, nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Așa se scrie supă de tăiței în chineză. Glumesc, asta este semnul pentru X, pentru că mașina este un ID6X și se scrie X cu alfabetul nostru și X cu alfabetul chinezesc. Mai este o versiune, ID6 Cross, scrie Cross, C-R-O-Z-Z, și Cross cu alfabetul chinezesc. De ce spun că este Touaregul chinezesc? Este simplu, pentru că motorizarea dominantă este dieselul la noi și electrica la ei. În ceea ce privește dimensiunea, este simplu. Aceasta este la fel de lungă precum un Touareg. Are ampatamentul mai lung decât un Touareg, aproape de 3 metri. Un ampatament foarte lung. Se știe că chinezii merg pe spațiul interior pentru al doilea rând de scaune foarte mare și este un pic mai îngustă, cam cu vreo 5 cm și un pic mai joasă, mai scundă decât un Touareg cu vreo 3 cm. Dar dimensiunile sunt pe acolo. Am spus că există două versiuni, ID6 Cross, care arată un pic mai off-road și așa. Aceea este construită în parteneriat cu cei de la FAV, așa se numește joint venture-ul, FAV Volkswagen. În China n-ai voie să faci o mașină dacă nu este într-un joint venture cu un producător local. Singura excepție de la această regulă este Tesla. A doua versiune este X, care este făcută în colaborare cu cei de la SAIC Shanghai. De fapt, este SAIC Corporation, care vine de la Shanghai Automotive Industry Corporation, de două ori Corporation. Asta ca să vedeți cât de amuzant sunt chinezii. SAIC
vinde mașini și la noi și le-am testat. ZS, HS, MG4, toate MG-urile care se vând în România sunt făcute de către SAIC, Shanghai Automotive Industry Corporation. Așa că ce mai contează? Apropo, am o statistică foarte interesantă pentru voi. MG a vândut în primul trimestru mai mult decât a vândut Opel. Da? Opel. Opel. Da? Ați cumpărat mai multe MG-uri decât Opel-uri și după aia spuneți mie, că vrem chinezării. Cumpărați Opel-uri atunci. Da? Ușor, ușor se apropie de Fiat, Honda și alții, și Citroen. Fiat, Honda și Citroen cred că sunt următorii în ceea ce privește vânzările și matriculările. Deci, hai să vedem dacă poate să bată MG. Nu vrem chinezești, dar le cumpărați. Da? Ok, hai să continuăm. Ultima șansă de a vă înscrie la giveaway-ul de 100.000 de abonați începe acum. Împreună cu piese Auto Moreni, dăm un Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI motor nemuritor, recondiționat cu piese auto de la piese Auto Moreni. Evident, ca să vă înscrieți este simplu, trebuie să fiți abonați la canalul Mașini cu Luci Popa și să faceți o comandă de piese de la piese Auto Moreni, livrează în toată țara și au prețuri competitive. Cum faceți asta? Telefonic la numărul din descriere sau de pe pagina lor de Facebook. O să o las și pe aceea în descriere. Nu uitați să menționați că vă înscrieți la giveaway-ul Mașini cu Luci Popa și dacă merge totul bine, o să mai facem un giveaway mai târziu cu o mașină și mai șmecheră. Baftă! Pentru cine nu știe, SAIC este cel mai mare producător de mașini chinezești din China, normal, și este cel mai mare exportator pentru că MG-urile se vând cel mai bine în afara Chinei. Deci este cel mai mare producător, are cota de piață cea mai mare pe plan local și este și cel mai mare exportator. Și asta este făcută de către SAIC. Mașina este proiectată de către Volkswagen și fabricată de către SAIC. Iar locul unde se face această mașină se numește Antig. Antig este unul dintre cele mai mari centre industriale auto din China. Se află în apropiere de Shanghai, evident, Shanghai Automotive Corporation, și este locul unde SAIC au sediul central. Deci nu se joacă, ei fac Volkswagen acolo, la ei, ca și cum ar fi Wolfsburg pentru Volkswagen, ceea ce e foarte mișto. Și vă mai dau o statistică interesantă. Antig este la 15 minute de mers cu mașina de Shanghai International Circuit, locul unde se desfășoară marile prime de Formula 1 al Chinei. Locul ăsta are istorie și are pedigree. Mașina asta trebuia să ajungă în Europa, însă v-am spus deja motivul. Nu au vrut să o vândă la un preț prea bun sau să aibă o marjă de profit prea mare. Spuneau muncitorii că o să aibă marjă de profit atât de mare încât o să dorească să facă și alte mașini în China și atunci o să iasă destul de nasol și atunci o să închidă fabricile din Europa și atunci muncitorii au zis na, au făcut scandal. Au anunțat că o să o vândă în Europa, dar directorașul care, sau purtătorul de cuvânt, era mai degrabă un directoraș pe la Volkswagen care a anunțat acest lucru, între timp a fost concediat. Bun, păi și care este, bă, câștigul la bani dacă îți iei din China și nu îți iei din Europa? Hai să vedem o mică comparație. Eu am avut anul trecut sau acum 2 ani ID.5 GTX. Îl aveți pe canal. E clipul în care mi-am fisurat camera că m-am speriat de o albină. E un clip foarte amuzant. Vă puteți uita acolo. Ei bine, ăla era 77.000 de euro. Câte? Și era versiunea GTX echipată aproape full. Asta este full fuleanu, full fulescu, are un rând de scaune în plus, este mai mare, este un pic mai puternică, nu foarte mult, dar motoarele sunt aceleași, bateria aceeași, mai multă tablă, mai multe scaune, dotările cam la fel, 65.000 o vând cei de la Plus Auto Trade. Deci 12.000 de euro mai puțin și primește-o mai mult. Și acum o să zic că mult. Da, bă, de banii ăștia îmi iau. Da, bă, de banii ăștia îți iei tu. Înțelegi? Dar mai sunt oameni care au nevoie sau vor mașina sau le place mașina sau mai știu eu ce, o să prezentăm pe canal un Audi A6, A6 configurat la 130.000 de euro. De bani ei aș lua, da? Dar omul n-a vrut, a vrut A6. Și acum hai să continuăm. Deci 12.000 de euro este câștigul dacă o iei pe asta față de un ID.5 care e mai mic, configurat, hai să zicem, la fel. Ăsta este, n-ai ce să faci. În rest, platforma este identică cu ID.3, 4, 5, Q4 e-tron, Cupra Born, Cupra Tavascan și așa mai departe. Adică, în față, dacă ai opțiunea asta, un motor în față, un motor în spate. În față avem un MacPherson și în spate avem niște multilink. Însă, ia uitați ce avem în spate, platforma MEB nu se dezminte, avem tabur pe spate, cu toate că greutatea în talon, masa în talon a mașinii este de
2,4 tone tamburi pe spate ca la orice mașină pe platforma asta. Și mi-au spus mie cei de la Ford, băi, vezi că când apare Ford Explorer-ul, să știi că deși luăm platforma de la ei, îl mai punem discuri pe spate. Hâți că le-au făcut-o, au pus tamburi și pe Explorer. Au, măiculiță! Da, deci avem în continuare tamburi pe spate. Versiunea de top se numește Prime, deși în Talonia este înmatriculată sau omologată tip Pro. De ce? Pentru că am mai avut o omologare individuală de Pro înainte, că s-au mai vândut vreo două, s-au matriculat și probabil au copiat omologarea de la Pro. Dar asta este versiunea de top. Prime-ul este versiunea de top. IQ Light, Matrix LED, fază lungă LED, fază scurtă LED, lumini de ceață, mă rog, de vreme nefavorabilă, cum spuneai acum, lumini de zi LED și evident avem două benzi LED iluminate, o emblemă iluminată, frumos, 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 și aici avem semnalizarea, care observăm că ia locul uneia dintre luminile de zi. Ce pot să spun despre astea este că ele bat bine. N-am avut absolut nicio problemă cu IQ Light-urile niciodată de la niciun Volkswagen modern. Chiar pot să spun că bat bine, adică n-am nicio problemă cu chestia asta. Și la ei tot plastic e, că și la ei e chestia cu pietonii. Oglinda e mare. Asta îmi place mie la ID-uri, că au oglinzile mari, să vezi bine. O să ne întoarcem la ele, însă hai să vedem și în spate și o să vorbim despre chestia asta. Semnalizările care nu sunt dinamice, avem stopurile astea 3D, tot IQ Light, tot LED, bandă LED, bandă LED, bandă LED și ia uite, tăticule, Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Avem emblema Volkswagen iluminată cu roșu. Unde ați mai văzut așa ceva pe canalul Mașini cu Luci Popa? Ați văzut la noua generație de Touareg și se plimbă prin București un ID.4 de China. Cred că e matriculat pe Ucraina, că ăștia mai aduc mașini de acolo. Tot așa cu emblemă spate iluminată. Este un ID.4 de China. Și undeva aici jos ar trebui să fie lumina de marșarier. Nu, scuzați-mă, este lumina de ceață pe spate. Lumina de marșarier ar trebui să fie asta, însă pentru asta ar trebui ca eu să mă urc la volan și să o bag în marșarier, pentru că sunt singur. Acum suntem în marșarier, cu piciorul pe frână, ar trebui să se aprindă lumina de marșarier. O să vedeți și voi unde este marșarierul la pachet cu mine, la montaj. Hai să vedem grosimea vopselei, surpriză, 0,20, o vopsea la fel de groasă precum vedem la Passat sau la noul Tiguan, nu este absolut nicio diferență în ceea ce privește grosimea vopselei, probabil au aceleași standarde. Știu că eram la exterior și o să continuăm cu exteriorul, doar că am descoperit o chestie și nu vreau să o uit, că sigur o uit până ajung la interior. Dacă vrei să schimbi melodia, poți să dai și swipe. Și swipe și o să dau așa la nesfârșit ca să nu cânte, ca să nu-mi dea copyright. Deci poți să schimbi melodia dând swipe. Puțin peste 16 cm este garda la sol a lui 6. Nu se mai zic ID6 că mă enervează, sau ID6, o să zic al lui 6 ca să mai scurtez. Puțin peste 16 cm, exact ca la 5, pentru că na, garda la sol este dată de baterie. Aici în față încă n-am apucat să o înlocuiesc pe Jetta ruleta, să vă spun cât e garda la sol în bot, dar nu prea dai în bordurile din București. Se vede că e un pic mai mare, e 23-24 de cm ochiometric așa. Și botul este un pic schimbat la cross, diferențele sunt un pic mai mari față de restul gamei, dar totul se vede că este gândit pentru aerodinamică. De la decupajele astea în stil margarină pe capotă, la grila care nu este o grilă, ci doar o bandă iluminată cu aceste romburi înăuntru. Romburile sau structura asta tip fagură este continuată și jos, acolo unde avem grila adevărată a mașinii și nu este o grilă aerodinamică activă, nu, este o grilă normală deschisă tot timpul ca să ajungă la radiator. Avem elementele astea cromate, să le spun, care mai dă un pic de personalitate. Avem prizele de aer gândite pentru aerodinamică, ce scot aerul pe lângă roată să creeze efectul ăla de outwash, astfel încât să elimine turbulențele în pasajul roții. N-are legătură sau nu au prea multă legătură cu răcirea frânelor, pentru că mașina asta frânează preponderent prin regenerare. Coeficientul aerodinamic este similar cu cel al lui ID.5, undeva la 0,27-0,28. O să mai vorbim despre partea asta din spate un pic mai târziu, însă ar trebui ca mașina să fie cam la fel de aerodinamică. Nimic nou pe partea de antifonare aici la carenaje, avem plastic în față, pâslă în spate, dar mașina mi-a scos 59,4 decibel pe decibel metru la 80 la oră pe traseul meu de test, adică o valoare foarte bună, tot ce e sub 60 ține de mașinile foarte silențioase.
Evident că o parte din acest succes, între ghilimele, se datorează faptului că mașina este electrică și un pic silențioasă, dar avem și elementele astea aerodinamice, care, pe lângă faptul că sporesc aerodinamica, ajută și la zgomotul de vânt. Vrei și tu să filmezi în pădure, zici că nu te deranjează nimeni și Adrian, elicopter de luptă, îi dă aici cu concertul. Ce faci cu 365 de prezervative? Evident, le topești, faci o anvelopă din ele și o numești Goodyear. Acum, lăsând gluma la o parte, ele sunt Goodyear Fishing Grip Performance. Sunt niște anvelope cu rezistență redusă la înaintare, dar care vor să ofere și o aderență destul de bună pentru o mașină de 2,4 tone care are și ceva performanțe. 2.35-45-21 pe față, 2.65-40-21 pe spate. Sunt mai late pe spate pentru că, na, versiunea de bază are doar tracțiune spate și are nevoie de tracțiune, mai ales că are cuplul ăla instant. Discurile sunt ventilate pe față, evident, v-am spus că avem deja tamburi pe spate, jantele pot fi între 19 și 21 de inci, iar versiunea aceasta vine și cu Dynamic Chassis Control, adică cu amortizoarele adaptive controlate electronic pe care le regăsim și pe ID4, ID5, ID-aia. Dacă ID5 are un diametru de bracaj de 11,6 metri, 6-le, care are un apartament de 3 metri, va avea un diametru ceva mai mare. Până în 12 metri, spun eu, pentru că întoarce totuși destul de bine, dar mai mare decât ID5-ul. Evident că apartamentul mărit îi spune cuvântul. Nici la astea de China nu poți să ridici ștergătorul, ceea ce înseamnă că dacă încerci să-l ridici fără să o pui în poziția de service, vei zgâria vopseaua și diuzele sunt integrate acolo jos, sub capote, deci nu le avem integrate. Și versiunea asta vine și cu parbriz încălzit, însă el nu este încălzit până sus, este încălzit în zona asta unde sunt ștergătoarele, astfel încât să nu rămână blocate în caz de îngheț. Seria de șasiu este cu L, deci avem confirmarea că mașina este făcută în China. Oglinda este montată aici pe ușă și avem un mic gemuleț pentru vizibilitate, similar cum găsim la majoritatea modelelor construite pe platforma asta modulară, matricea asta modulară electrică a celor de la Volkswagen MEB. Ce se naște din pisică șoareci mănâncă, ceea ce înseamnă că avem o cheie identică cu cele de Europa. Încuiere, descuiere, portbagaj, același material cauciucat aici care timp se strică. Avem un veliș metalic, să spunem așa, și de aici scoți cheia fizică a mașinii sau ascunzi brelocul, dacă nu ai de ce să-l pui. Dar asta este cheia, o cheie de Volkswagen normală. De Volkswagen, de Skoda, de Seat, de Cupra, etc. Apropo de oglinzi, mai avem aici cămăruțele, camerele pentru sistemul 360 de grade. Lumina de curtoazie ar trebui să fie aici, în mânerele ușilor. Însă astăzi nu putem să facem testul cu videoclipul anilor 90, pentru că există o mică problemă. Nu există modalitate prin care tu să fii în afara mașinii, singur și cu camerele activate. Dacă este o setare ascunsă prin infotainment, ce există vreun proprietar de ID, Born, Q4, whatever, să-mi spune și mie. Eu nu am descoperit. Ceea ce e un pic trist, pentru că mi-ar fi plăcut să facem testul ăla de claritatea camerei. Asta e, o să vă arătăm camerele când ajungem la interior. Dar acum, hai să vedem mânerele astea frumoase, ascunse, aerodinamice, băi, tată. Ia să vedem. Se încuie? Evident. Avem keyless. Ia să vedem. S-a descuiat mașina, oglinzile se deschid și deschiderea se face electric. Adică apeși și mașina este descuiată, deschisă ca o carte. Acum, dacă vrei să o încui, poți să faci asta din keyless, evident. Poți să faci asta și din cheie. Ia să vedem, apropo de cheie, dacă tot suntem aici. La astea nu se închid din cheie. China! O să mai testăm și niște alte chestii. Evident, fiind un Volkswagen, totul este super configurabil și codabil, adică nu e ceva wow. Dar hai să vă arăt ce se întâmplă dacă îți moare keyless-ul, nu ai baterie, vrei să o deschizi din cheia fizică a mașinii. Chestia asta e demonstrabilă doar dacă, nu știu, ai două mâini libere. La mine o să fie un pic mai greu, dar fiți atenți aici. Tragi, hop, și ai scos-o. Presiunea pe care trebuie să o exerciți este destul de mare, însă acum, dacă tot am făcut-o, vreau să vă arăt cam unde bagi cheia fizică a mașinii. E incredibil ce rezistență are mânerul ăsta în caz de urgență. Vedeți? Forța cu care strage mânerul înapoi. E ceva. Este ceva. În spate ar trebui să fie... Nu, doar în față. Ăsta e fix. Fii atent aici. Ăsta nu. Doar în față, unde se află găurica pentru cheie. Restul nu se deschid. Ăla e fix. Ăla, dacă tragi de el, schimbi ușa. Și scurt pe doi, emblema Volkswagen pe montantul A, care este negru lucios. Ce e cel mai enervant la ideurile astea?
că în momentul în care pornești mașina, ok, bipă e că e contactul pus și are chiar ușa deschisă. Motivul pentru care e enervant ideul ăsta este că dacă inzii mașină, faci ceva, te pui cu fundul pe scaun, pornește muzica la un volum prestabilit. Există o setare, există la Volkswagen o setare cum să dai volumul la minim când intri în mașina. De ce trebuie să pornească muzica dacă i-am oprit-o data trecută? Mă rog, mai contează. Să vedem, avem impuls, avem geamuri duble pe față, geamuri simple pe spate, dar ele intră de tot, ceea ce înseamnă că tu nu vei avea nicio problemă în a sta cu mâna pe geam. Ăsta este un lucru bun. Evident, geamurile acestea ajută la confortul acustic al mașinii. Și acum este momentul să intre Nelu Ciocănelu în scenă. Ce faci, Bazorică? Și să testăm materialele. Avem o spumă din asta poliuretanică cusută, dar cusută cu ață ca lumea. Că nu e doar cusută cu plastic, cum se întâmplă la altele. Ok, aici n-o să dăm, aici Piano Black n-o să dăm, aici în schimb este plastic ceva mai ieftinuț. Aici pare să fie o imitație de piele cusută și ea, Piano Black încă o dată și plastic tare aici la uși. Ce e foarte interesant este că, nu știu dacă ține de modelele de China, dar o să vă arăt și vouă imediat, grilele boxelor sunt din plastic și se văd membranele. Membrane care evident că vor fi de carton, așa cum se întâmplă la toate sistemele audio mai ieftinache, cu toate că asta are Harman Kardon, dar nu vă imaginați că Harman Kardon e ceva scump, adică am văzut și pe modele și pe branduri mai scumpe tot membrane de carton, doar că astea sunt un pic la vedere și s-ar putea să intre praf și alte obiecte acolo. Oricum, destul de spațioase buzunarele și avem compartiment secret, așa cum am regăsit și la alte modele. Și acum hai să vă arăt grilele. Nu știu cât de bine se văd, dar cam așa arată din exterior. Se văd membranele, boxele sunt oarecum la vedere. Mai avem aici butonul pentru deschiderea portbagajului și în general cam ăsta este plasticul. Și am zis că vedem dacă există diferență de calitate. Da, consider că versiunile de Europa 3, 4, 5 și așa mai departe au niște plastice cu 10-15% mai de calitate. Ceea ce privește asamblarea nu pot să spun că e mare diferență. Dar da, un 10-15% la calitatea materialelor se vede față de China. Și acum, o fi eu nebun, o fi efectul placebo, dar butoanele la ID-urile de Europa sunt mai tari, au click-ul mai satisfăcător și rotița asta pare să fie mai de calitate la europene. Acum, o fi eu nebun și nu fi nicio diferență, dar parcă să spun că așa ar fi. Că toți suntem aici, hai să vedem și luminile ambientale pe unde sunt pe ușă și cam așa este ușa. Dacă toți suntem la capitolul ăsta, hai să vedem și luminile ambientale pe ușă, o să intrăm în detaliu puțin mai târziu. Și cam asta este ușa. Chederele par ok. Mașinile chinezești nu fac rabat la chedere, la tablă, spun eu. Dacă e să facă ceva, fac la piele, materiale plastice și așa mai departe, dar nu sunt cu mult în urmă. Am zis să vedeți cum arată o etichetă de China. Cam așa se întâmplă la multe modele chinezești. Cu seria de șasiu, cu un font puțin diferit față de modelele noastre. Și aici avem ușa care acoperă pragurile și avem și o gură de scurgere ca să nu rămână țărâna și mizeria pe acolo. Și ca să terminăm repede aici, la scaune vom reveni. ID6 prag iluminat și aici sunt comenzile pentru lumini. Cu parbrizul încălzit, cu dezaburire, cu lumini de ceață față-spate și așa mai departe. În spate avem cam aceleași materiale precum în față, ceea ce e un plus față de modelele de Europa, care, din opinia mea, au materiale mai slabe în spate. Audi Q4, 80.000 de euro, am avut eu una la test, avea plastic tare aici, pe când ăsta îl limită. Ok, cu calitatea asta mai slabă, cu 10-15% față de versiunile europene, dar măcar le au în spate, pe când europenele nu prea mai au material moale aici. Deci, din punctul ăsta de vedere, e ok. Buzunarele sunt măricele pentru spate, avem butoane de deschidere, geamuri și child lock ar trebui să fie până pe aici, de la cheie, de la cheia fizică a mașinii. Și, evident, fiind un ID, dacă vrei să închizi geamurile spate, trebuie să ții apăsat pe rear, long hold, long press pe rear, ca să comuți funcția butoanelor de geamuri din față în spate. Hai să zicem că am economisit 1 euro aici, 1 euro aici. La 1 milion de mașini electrice, nu o să vândă ei 1 milion, dar poate că platforma asta o să atingă 1 milion de mașini electrice, nu știu, 10 ani sau cât or fi. 2 euro la 1 milion de mașini, 2 milioane de euro în buzunarul celor de la Volkswagen. Observăm și o ranforsare.
o prindere, o siguranță, să-i spunem așa, între ușă și caroserie. Are clar rol structural și rol de rezistență și rol de protecție la impact și așa mai departe. Sunt curios dacă și astea de Europa au la fel. Nu se închide rău ușa și gândiți-vă că e geamul deschis, ia să vedem. Are ceva greutate în ușă, bine, asta e deschisă, dar hai să vedem totuși. Au ceva greutate ușile și se simt grele când tragi de ele, ceea ce e ciudat. Am mai văzut la ID-uri chestia asta, simt ușile grele. Pentru că mașina este gândită să aibă și un al treilea rând de scaune, avem un geam destul de mare aici în spate, unde în mod normal nu s-ar afla unul deloc, pentru că l-ar mai avea pe ăsta din ușă, dar da, cei din spate au loc să vadă mult. Ia să vedem dacă chinezii au auzit de cazacioc. La băț. Ah, se deschide. A mers. Mama, m-am și speriat. Voiam să nici nu dau dubla asta, că am zis băț. Wow. Ok, se deschide. Șesarul ăsta obraznic poate să vină cu 6 sau cu 7 locuri. Noi avem versiunea cu 6 locuri. Fotoliu în față. Am observat că chinezii apreciază acest tip de layout. În versiunea asta cu 6 locuri, în spate avem un volum de 202 litri. Ce mai are? O luminiță, o priză de 12 volți, care este utilă pentru pasagerii din spate, pentru că ei nu au USB-uri în spate. Dar avem o podea falsă. O podea falsă care poate fi depozitată. Și tot depozitată poate fi copertina asta. Eu am pus-o aici pentru că era prin mașină. Am zis să vă și arăt cum stă ea. Nu putem să o punem acum pentru că va trebui să rabatez toate scaunele, să mă duc în spate și n-am chef să o pun acolo degeaba. Aici mai ai un mic spațiu de depozitare în zona asta, un loc pentru copertină foarte frumos. Aici mai avem câteva cărlige. Copertina, evident, se mută, se mișcă pe aceste șine. E o mașină normală, un Volkswagen normal. Ce am mai observat aici, dar trebuie să fie un pic de antifonare și un mâner, dar vom reveni la mânerul ăsta când terminăm cu tot ce înseamnă portbagaj. Punem copertina la loc și dacă vrei să rabatezi bancheta, tot ce trebuie să faci este să cobori întâi tetierele și apoi le cobori așa. Dacă rabatezi rândul 3, atunci ajungi la 651 de litri, cam pe acolo. Și dacă rabatezi tot, ai undeva la 1,8 metri cubi. Deci este o mașină lungă și spațioasă. Mai mult de atât, ce pot să vă zic? Hai să arătăm și camera spate. Asta e camera spate, cu luminile pentru numărul de matriculare, cu stropilici. Deci avem cameră cu stropilici. Ea stă destul de jos, dar nu pare să fie prea expusă, cumva. Bine, din moment ce au pus stropilici, e clar că va fi expusă și se va putea murdări. Iar acesta este spatele, l-ați văzut la început. Arată destul de interesant. Nu avem guri de evacuare false. Nu avem nimic expus. Podeaua trebuie să fie cât mai plană la un model electric pentru aerodinamică. Avem eleron aici, eleron aici, totul pentru aerodinamică. Antena aerodinamică până și barele astea longitudinale cromate sunt făcute cu rol aerodinamic. Totul trebuie să ducă aerul către spatele mașinii. Dăunează mai mult turbulențele care se formează niște vortexuri în spatele mașinii decât dăunează aerul pe care îl mută mașina atunci când se deplasează. Când deschizi capota, nu e nimic deosebit față de un ID de Europa, să spunem așa. Singura chestie e botul un pic mai înalt și a trebuit să facă un reglaj la capotă, dar nu au schimbat neapărat designul capotei și au adăugat acest element, apropo, așa se deschide capota. Similar cu ce a făcut Ford când a trecut de la Fiesta la Puma. A mărit-o așa cu o bucată de fier în plus. În rest, platforma MEB se vede aici, nu sunt foarte multe lucruri diferite și da, nu avem franc aici în față, nu avem portbagaj în față, deși ar fi putut să fie. Nu avem antifonare, nu avem amortizor, nu avem absolut nimic. Furnizorii par să fie aceiași pe care îi folosește și Volkswagen, adică Automotive Lighting, Valeo. Sunt niște producători care au fabrici și în China. Totul este făcut în China. Cu toate că se spune că rotorul și statorul motorului spate sunt făcute în Italia. Așa o fi, nu avem cum să verificăm asta momentan. Motorul spate este cel principal denumit APP310, dezvoltat în integralitate de către Volkswagen. Acest motor are motorul și transmisia paralele cu puntea. Cântărește în jur de 90 de kg și se numește 310 pentru că ăla e cuplul maxim al motorului spate. APP310, 310 Nm. Și deși motoarele se produc
la Kassel, în Germania, unde am fost eu astăvară, și la Tianjin, în China, se spune că rotorul și statorul sunt făcute de o companie italienească în Italia. Pe modelele 2024 s-au schimbat motoarele, nu chiar la toate modelele, există un nou APP 550 care va apărea pe ID4, 5, 3 și alte modele, inclusiv pe Ford Explorer, inclusiv pe ID6, dar modelele 2024. Motorul acesta, motorul față, este mai puțin puternic și este cumpărat de la Magna, e un motor de raft. Și este folosit doar atunci când mașina are nevoie, adică ea este fix un model cu tracțiune spate atunci când nu ai nevoie. Are 204 cai putere și 310 Nm când nu ai nevoie de prea multă putere. Este foarte puțin folosit. Împreună, Volkswagen spune că formează un Formotion. Dar nu. Este un Formotion, dar este un Formotion electric fără nicio legătură mecanică între punți. Între punți este dita mai bateria, așa că n-ai ce să faci. În teorie, un Formotion electric ar fi mult mai precis decât unul mecanic pentru că ai putea să distribui cuplul exact cum ai vrea tu. Puterea maximă pe care o dezvoltă mașina este ori 306 cai putere, ori 313, deci undeva la 230 de kW, în niciun caz 299 cât au GTX-urile și cât scrie că are Plus Auto Trade în carte. Nu, astea sunt mai puternice puțin decât GTX-urile de 299 de cai. Mă rog, acum mai nou GTX-urile dezvoltă 340 de cai cu APP 550, dar asta e altă mâncare de pește, vorbim de configurația veche. 6,6 secunde până la 100, 160 km/h viteză maximă. Prin comparație, GTX-urile sunt puțin mai rapide, evident că sunt un pic mai mici. Între punți, între axe, între cei 3 metri de ampatament se află bateria, un litiu-ion de 77 kWh net. Exact aceeași capacitate pe care Volkswagen o dispune și pe ID3, 4, 5 și alte modele construite pe platforma asta. Ei spun că mașina ar avea o autonomie de laborator de 588 de kilometri. Mult 588 de kilometri, însă, cu toate astea, mașina a fost surprinzător de eficientă. Niște București plus niște DN-ul, cât am mers eu cu mașina, am scos 15 kWh la 100 de kilometri. Asta înseamnă undeva real spre 500 de kilometri, dar credeți-mă, nimeni nu va scoate acest consum zilnic. Mai ales dacă încarci mașina cu bagaje și cu oameni, nu dacă o bagi la încărcat. Dacă încarci mașina, dacă mergi tare, dacă nu folosești regenerarea și majoritatea oamenilor nu o folosesc, adică mai contează și șoferul și să știi să folosești uneltele pe care ți le oferă mașina. Și mulți dintre șoferi nu o să le folosească. 400 real, zic eu, dacă n-ai nicio treabă cu mașinile electrice. În condiții de vreme bună, cu mașina goală, poți să scoți 4 real. Acum ajungem la unde ne-a dat greu, la încărcare. AC, DC, scrie și în chineză dacă ai nevoie de acest lucru. Și, AC, DC. Seamănă cu un CHA demo. Nu știu dacă e 100% CHA demo sau dacă este conectorul lor de China și doar atât. Adică nu poți să bagi un CHA demo. Partea bună este că am văzut că există adaptoare. Adaptoare, ăsta nu știu dacă e Type 1 sau e altceva, la Type 2 și adaptor de China la Europa. Efectiv, îți iei un adaptor și poți să folosești Type 2 și CCS fără nicio problemă. Am văzut asta la Autoblog MD. Ei testaseră un ID6 și au arătat și adaptoarele, conectoarele pentru Europa. Deci se poate. Nu vă speriați din acest punct de vedere că se poate. Bateria, asemenea altor modele ID, se încarcă cu peste 100 de kW, deci ar trebui să fie aceeași timp de încărcare cum sunt la ID4, la ID5, cât 120-135 de kW putere maximă, deci undeva în mai puțin de o oră ți-o încarci. Îmi place că ai o cabină destul de aerisită, destul de luminoasă și acum suntem în spate. Cam așa stai în spate. Deci, în mod normal, așa ar fi. Asta e poziția mea. Deci eu am 1.64 și aș zic cu cap. Ăsta e loc pentru copii. Așa arată scaunul din față dat la maximum în față și așa arată la maximum dat în spate. Acum, ăsta al pasagerului față este dat foarte în spate. Dacă se mută aceste scaune astfel încât să mulțumești pe toată lumea, prinzi ceva loc și aici. Este o exagerare ce arăt eu acum și este o exagerare și așa, că nu o să stea nimeni. Dar aceste scaune, destul de moi, nu prea mă deranjează din punctul ăsta de vedere, sunt gândite într-adevăr pentru copii. Cu toate astea, nu văd să aibă ISOFIX. N-au ISOFIX.
Nasol cu scaunele de copii. Deci, mergeți pe riscul vostru. Ce mai avem aici în spate? Avem centuri cu propriile lor spații de depozitare. Avem... s-a oprit contactul. Vreau să spun că ai lumini cu senzori de proximitate. Le ai cu senzori de proximitate, că le-am testat eu, așa cum le găsești și în față. Dar, din păcate, s-a oprit contactul, că stau de ceva timp încoace. Ai spațiu de depozitare. În stânga ai și suport de pahar. Aparent, doar un singur copil are voie să aibă pahar. Și în rest, poți să ieși, asta e un lucru bun, că poți să ieși printre scaunele rândului 2. Sau poți să faci asta. Ia mă, cât de ușor este. Ce ușor este să ieșim. Bun, dar eu nu vreau să ies. Eu vreau acum să arătăm locurile spate. Aha, foarte tare. Se pune în poziția cea mai din față. Bun, avem spătar reglabil. Așa îl fixezi, așa îl muți și nu poate fi scos, deci este fix. Avem cotieră cu fixare, asta e foarte tare, pentru că poți să o fixezi în ce loc vrei tu. Tetiera, și ea se reglează destul de ușor, foarte moale tetiera în spate aici. Scaunele destul de confortabile. Materialele le-ați văzut, ușa ați văzut-o, aici ai un loc pentru diverse obiecte, loc pentru telefoane. Așa cum regăsim și la Tiguanul nou, Tiguanul vechi, Passatul nou și așa mai departe. Sunt multe modele Volkswagen, cârlige 2, mânere 2, lumină și evident avem folie. Copertina asta este electrică, plafonul panoramic arată demențial și loc este, adică scaunul este dat mult prea în spate, nu l-am dat eu așa, dar ai loc la picioare fără probleme, poți să-l dai mai în față, mai în spate. Ai climatizare, scaune încălzite și USB-C-uri în spate. Pentru o mașină cu 6 locuri avem doar 4 USB-uri, dar mai avem priza de 12V din portbagaj. Puteau să-i pună mai multe USB-uri, sincer. Bine, eu sunt fiert după USB-uri, că am o grămadă de chestii de încărcat și atunci e boala mea, să-i spunem așa. O să mergem la interior în curând, vreau să arăt pedalele cu play și pauză, exact ca la 3, 4 și 5. Scaunele Ergo Comfort, cu reglaj lombar, cu memorie și cu masaj, încălzite, nu-s ventilate, volanul este încălzit, se reglează manual, maneta de semnalizare, maneta de ștergătoare în zona asta, o să vorbim despre tabloul de bord imediat. Scaunele au aceeași formă ca la 4 și la 5, însă vedeți pătarul ăsta e un pic umflat, așa cum se întâmplă la anumite modele chinezești și o să vorbim un pic despre tapiserie, deci ăsta e plastic tare, are airbag-ul încorporat. Nu avem airbag central, din câte știu, n-ar trebui să avem airbag spate, nu, nu avem airbag spate, nu avem genunchi, dar avem cortină, ceea ce înseamnă că asta vine cu 6 airbag-uri, nu avem genunchi central și nici lateral spate, deci ar trebui să avem doar 6, deci airbag-ul este aici și avem o varietate de materiale la scaun aici, avem textil, avem imitații de piele cu sută, avem ceea ce regăsim pe multe, multe modele chinezești gândite pentru piața chineză. Vedeți chestia asta? O mușama care imită fibra de carbon, de obicei o imită în culoarea grinchis, acum avem un bej. Nu știu de ce le plac chinezilor chestia asta. Mai avem piele perforată care, sincer, ar putea fi piele reală. Asta nu cred că este și nu, nu este. Asta ar putea fi piele perforată cu sută. Avem cusături albastre, ceea ce mai dă un plus așa de culoare la interior. Scaunele sunt bune, n-am avut nimic de reproșat la ele. În momentul în care te sui în mașină și apeși piciorul pe frână, pornește mașina. Pornește și o să pornească și radioul. N-ai cum să oprești chestia asta, n-ai decât să-l stingi. Ia fiți atenți aici. Oprești mașina și te dai jos din ea. Dar scaunul se dă în spate după ce te-ai dat jos. Ceea ce înseamnă că tu când te urci la volan, apeși piciorul pe frână, pornește mașina, închizi ușa, scaunul vine spre tine. Dar dacă tu vrei ca scaunul, în momentul în care ieși din mașină, să se dea în spate înainte să ieși, trebuie să ridici fundul. După ce ai ridicat fundul, apoi poți să ieși. Deci nu vă grăbiți, nu ieșiți până nu ridicați fundul. Mai există o variantă, ai buton de start, da? Îl apeși, se pune contactul. Când te vedem, da,
apeși pe frână, nu se mai întâmplă nimic. Deci, practic, îl pornești toată mașina. Nu pui doar contactul. Că la astea nu există doar contact. În momentul în care dispare check engine-ul, a pornit motorul cu totul. Din câte am înțeles, dacă nu ai fundul pe scaun, pornește doar contactul. Mă rog, ar putea să pornească toată mașina. Poziția la volan e una bună, similară cu alte ID-uri. Prea am avut ce să-i reproșez așa. Volanul e gros, dar stă bine în mână, se reglează manual, ai suficiente poziții de reglaj. N-am prea multe să-i reproșez așa. Cine a condus un 3-4-5, tot cam aia e. Cupra Born, așa mai departe. Apropo, am uitat să zic, baterie cu precondiționare și avem și pompă de căldură. Am uitat să zic chestia asta, n-am mai testat de mult o electrică. Și da, aveți dreptate, pompa de căldură nu se compară cu octovalva de pe Tesla, dar am văzut un test interesant între asta și Tesla Model Y, impact frontal între cele două, asta a ieșit un pic mai bine. Nu știu la cât era impactul, hai să zicem 50-60 per mașină, 100-120 frontal. Asta a ieșit un picuț mai bine, mai puteai să deschizi ușile. Pe de altă parte, poți să spui că Tesla a absorbit mai bine impactul și nu l-absorbi tu. Dar ce au zis băieții de acolo, care au testat chestia asta, că a ieșit mai bine Volkswagen. Hai să vorbim acum despre materiale, Nelu Ciocănelu, la apel. Și avem așa. Material moale, cusut, aici, tare, da, se aude că este tare. Aici, evident, imitație de metal, imitație de metal, plastic tare, plastic tare, plastic tare. Piano black, evident că va fi tare. Moale pe cotieră, volanul destul de moale, piele, versiunea de bază la ID6 vine cu volan de plastic, ceea ce e foarte tare, am văzut unul la Chișinău, mi-a plăcut la nebunie. Materialele am zis deja, aici tare, aici tare, materialele am zis deja, par cam cu 10% mai slabe decât ceea ce găsim pe ID-urile noastre. În special când vorbim de spuma asta poliuretanică moale și la imitația asta de piele. La plastice pare totul la fel, deci nu pare nicio diferență. Cam aici se regăsesc diferențele. În rest, everything is identical, cum ar zice francezul. Spații de depozitare. Nu băgați nimic aici, că o să vă cadă. Buzunarele, le-ați văzut, sunt măricele. Mai avem aici un loc pentru diverse obiecte, geanta unei doamne, spre exemplu. Aici regăsim wireless charging-ul, un suport de telefon, un suport de cheie, probabil, sau de căști, sau de Nelu Ciocănelu, încape la fix. Două USB-C-uri pentru conectivitate Apple CarPlay Android Auto și mai avem aici două suporturi de pahare cu suport pentru cheie. Suport în ce sens? Dacă nu-ți recunoaște mașina cheia, pui acolo bază cauciucată, spațiu de depozitare acolo și fiți atenți aici. Cea mai mică scrumieră pe care am văzut-o vreodată. Nu știu dacă se scoate chestia asta, nu pare să se scoate, deci dacă vreți să scrumați acolo, mai greu. Închidem ca să vedem cum se închide și acum trecem la cotieră. Sincer, nici eu n-am desfăcut-o până acum. Să vedem, e mare, adâncă, e capitonată, dar n-are USB-uri și aici un loc pentru diverse obiecte, nu știu. Un card de vizită de la Plus Auto 3. Poți să pui diverse obiecte. Cotiera nu se extinde, este fixă, după cum putem vedea, dar nici nu ai nevoie. Scrie ID pe ea, ID punct și este destul de moale. Intelligent design. Nu avem loc pentru ochelari și cam așa cu spațiile depozitare. Evident, torpedoul este unul normal de ID. Iluminat, amortizat, necapitonat, suficient de spațios, nimic special. Continuăm cu ergonomia, avem centru de siguranță reglabile pe înălțime, mâner la șofer, ceea ce e o surpriză plăcută, cu toate că e o dotare inutilă. Lumină la parasolar, parasolar non-extensibil, dacă îl dai peste cap ar trebui să se stingă lumina, se stinge, lumina este cu LED, hai să-l stingem, lumină cu senzor de proximitate, trapa, de aici o deschizi și mai avem și copertina care este tot cu swipe, poți să închizi copertina și să deschizi trapa în același timp, ceea ce e plăcut, s-ar putea să întâlnească la mijloc, nu dacă se închide de tot, da, se întâlnesc la mijloc. Și nu poți mai mult. Până nu închizi trapa, nu poți să închizi nici copertina. Avem deflector de vânt destul de consistent ca mărime. Și acum hai să vedem aici, în jos. Despre tabloul de bord o să vorbim imediat, dar la capitolul ergonomie putem spune că acesta se mișcă odată cu volanul, ca tu să poți vedea tot timpul. Schimbătorul este aici, ne-am obișnuit deja cu el așa și la nou Passat și la nou Tiguan. Ăsta este viitorul. Comenzile pentru lumini le-ați văzut, deci este un pic de obișnuință. Și chestia asta nu pot să spun că îmi place. Stricau două butoane în plus.
nu cred că stricau. Alt lucru cu care nu sunt neapărat confortabil, butoanele astea cu touch. Spre exemplu, dacă vrei să crești viteza cu 1 km/h, faci așa. Dacă vrei să crești cu 10, dai swipe. Dai setezi viteza, pilotul, mode, schimbi modurile de pilot. Aici schimbi view-ul. Practic ăsta e tot tablou de bord. Poți să vi-l arăt, eu pot să nu vi-l arăt, dar ăsta e tot tablou de bord. Tot ceea ce poate el să redea este asta. Nu e mare scofală. Există un update de soft mai nou în care îți arată și consumul, pentru că înainte nu ți arăta. Deci dacă vreți și consumul, ăla e. Dar există riscul să apeși butoanele astea când nu vrei, știi? Așa dai mai încet, așa dai mai tare, poți să apeși și așa, dar nu este nimic natural, motiv pentru care Volkswagen a renunțat pe modelele 2024, adică Passat, Tiguan, chestiile astea noi, au renunțat la butoanele astea cu touch, care sunt oribile. Au renunțat și la chestiile astea, bine, nu neapărat la temperatura asta pe care o selectez prin swipe, ci la faptul că ele nu sunt iluminate. Acum, butoanele astea sunt iluminate ca să le vezi și noaptea. Bravo, Volkswagen! La modelul ăsta încă nu. Și aici avem câteva scurtături, destul de utile, o să vorbim despre ele imediat. Gurile de ventilație ușor de manevrat, de folosit. USB-urile sunt la îndemână, wireless charger-ul e la îndemână. Din punct de vedere ergonomic, în afară de chestiile astea, asta și scurtăturile astea, mașina stă bine. Acum depinde și de preferințe. Cam așa arată head-up display-ul, îți arată și banda atunci când mergi pe pilot automat sau pe travel assist, îți arată distanța față de mașina din față în timp real, adică ți-o urmărește. O săgeată îți urmărește mașina din față și în momentul în care mașina din față se depărtează prea mult, distanța dispare de tot. Dar are un tracker pentru mașina din față. Sistemul de infotainment l-am văzut și pe ID3, 4, 5 și mai departe. Hai să vedem ce are el similar, ce are el diferit. Scurtăturile le-ați văzut, poți să intri în meniul de parcare dacă vrei. A, și am spus eu că nu poți să vezi camerele. Da, eu prost. Îmi cer mii de scuze. Avem camerele laterale, spate, rezoluția este aceeași cum o vedem la ID-urile normale. Ecranul are senzor de proximitate, adică în momentul în care te apropii, îți apar alte comenzi, nu e nimic special. Clima. Avem sistemul de climatizare, Classic Climate, Smart Climate, volan încălzit, scaune încălzite. La Smart Climate îi spui ce vrei. Vrei fresh air, vrei cool fit, vrei warm fit. Și avem și senzorul de măsurare a calității aerului. Excelent, că suntem în pădure, de aia este excelent. Că dacă eram în București era awful. Și avem aici automatic recirculation, scaune încălzite și volan încălzit cu funcție de auto, dacă vrem acest lucru. Ionizare, dacă vrem. Practic nu lipsește nimic. Urmează sistemele de asistență, le poți selecta de aici, le poți personaliza în funcție de ceea ce vrei și îmi place că unele lucruri pot fi dezactivate. Dacă le vrei în listă, le ai aici. Astea sunt widgeturile, te poți muta prin ele. Dacă vrei să folosești widgeturi, majoritatea oamenilor folosesc Apple CarPlay, Android Auto. Aici avem scurtături precum Auto Hold sau Mute. Avem eSIM 4G, nu este 5G. Și astea sunt aplicațiile. Telefon, multimedia, navigație. Avem vehicul. Aici avem stații de încărcare. Cât durează până să o încarci. Cum e recomandat să o încarci. Vehicul. Lumini exterioare cu setările pentru lumini exterioare. Și avem și animații pentru stopuri. Presiunea în anvelope și avem consum. Long term, since charge și așa mai departe. Astea sunt consumurile. Le poți reseta pe toate mai puțin pe ăsta de Since Charge. Apple CarPlay este cu fir și wireless, pe când Android Auto este doar cu fir. Merge destul de bine, răspunde destul de bine, culorile sunt bune, contrastul este bun, însă avem folia asta care ne deranjează și mai strică puțin din culori, dar nu e problemă pentru că e același ecran precum la alte ID-uri și culorile sunt bune. Lumini ambientale, dacă vreți să le setăm, culori și brightness, brightness individual, noaptea se văd bine. Avem și mood, dacă vrei să faci culori în funcție de starea ta, brightness-ul să fie maxim pe culorile, pe luminile ambientale, ca la orice Volkswagen, ca la orice ID. Încălzirea auxiliară, setări și dacă te duci la limbă, ai doar engleză și chineză, nu ai română, nu ai alte limbi. Sisteme de asistență le-ați văzut, dealer maintenance ați văzut, violation inquiry, nu știu ce e asta, infotainment manual dacă ai nevoie, app store ca să-ți iei aplicații, smart home pentru aplicațiile de casă și vreme. Dacă ai nevoie de vreme, ia să vedem dacă recunoaște vreo network unavailable. Dacă nu avem eSIM, nu avem hotspot, nu avem focul nimic. E același sistem ca la alte ID-uri. Nu e mare scofală cu el.
Începem pe modul eco, modul pe care ar trebui să meargă toată lumea cu electrice. Ce nu știe lumea care merge cu electrice este că modul eco este modul normal. Nu există mod eco cum este la mașinile normale. Asta este modul normal. Nu ai de ce să mergi pe modul normal. Arunci cu energie pe fereastră. Hai să vedem cum merge mașinuța, cum merge ID6. Păi poziția la volan ca orice ID. Mașina pare și se simte mai mare decât un 4, decât un 5. Este. Dar o să-și simți mai mare. Vizibilitatea, nu știu cât de bine vedeți voi, dar oglinzile sunt mari. Vizibilitatea e oarecum bună în zona asta. Aici, la baza montantului, să spun că e unghiul un pic mai mare. Nu pot să spun că ai o vizibilitate proastă dată fiind mărimea mașinii. Deloc. Îmi place foarte bine. E ok vizibilitatea și în oglinda asta. Vezi toată oglinda și montanții. Poți să vezi chiar un pic și pe geamurile laterale în oglinda asta, ceea ce e relativ ok. Ea se simte destul de silențioasă. Scaunele, dacă n-aș fi lăsat scaunele încălzite și volanul încălzit portier din greșeală, aș fi putut să spun că sunt mega confortabile, dar așa sunt confortabile și mă și încing. Da, per total e ok. Singurul lucru pe care l-am observat e chestia asta, că spătarul e un pic ieșit în afară fără a avea reglajul lombar exagerat. Adică nu am nicio problemă cu reglajul lombar, pur și simplu așa e la chinezi. Nu știu, iese foarte mult tapiseria în afară și asta am observat și la alte modele care sunt făcute în China, de fapt nu care sunt făcute în China, care sunt făcute de către chinezi, special pentru chinezi. Bun, poziția la volan e relativ înaltă, e de SUV, e ok, silențioasă este, prea am ce să-i cer la capitolul ăsta, am spus cât a scos pe decibel metru. Hai să vedem cum accelerează. Uite, un pic de pedală, mașina urcă, n-ai nicio problemă pe depășiri pe astea, dacă vrei să-i dai un șpriț, ea se duce, dacă vrei să dai un kickdown, se duce și pe kickdown, la 300 de cai, e ok. Nu performanțele vor fi problema când frânezi, pedala de frână e foarte moale. Și ok, frânăm în regenerare, dacă o trecem în D, nu în B, adică de la braking, și frânăm pe pedala de frână, e moale și trebuie să apeși destul de tare până când mașina începe să frâneze ca lumea. Trebuie să te obișnuiești. Bine, depinde și de la ce mașină pleci, știi, când te urci în asta. Dar așa poți să apeși un pic mai tare. La prima vedere te poți speria, știi? Partea bună, să-i spunem așa, este că pedala e destul de lungă. Și atunci, având cursa lungă, poți să modulezi destul de bine frâna după ce te obișnuiești cu ea. În oraș, recomand să se meargă pe braking. Fiecare mod are propria sa treaptă de regenerare. Nu este diferență de la cer la pământ. Da, uite, 70. Trecem pe confort, o trecem pe eco. Nu diferă foarte mult, dar există o mică diferență la regenerare. Acum, na, depinde de preferințe. Nu e ceva ce îți va schimba modul de conducere a mașinii. Nu o să mergi cu ea pe confort sau pe sport sau mai știu eu, doar pentru că are regenerarea într-un fel anume. Ia să vedem. Nu știu cât de bine vedeți voi head-up display-ul. Însă în momentul în care depășesc banda, că am lane keep assist-ul pornit, îmi arată banda cu portocaliu. Hai să mergem. De ce atrage și pe eco? Nu e cazul să spui că vai, ai nevoie de modul sport, că nu trage, că nu știu ce. Când ai 472 Nm și cuplu instant, poți să ai tu 2 tone jumate. Nu e mare scofală. Sarcina utilă, de fapt, masa maximă autorizată a mașinii e 2 tone 800 și ceva. Deci nu te duci în 3 tone. Poți să o încarci, că nu o să vină rarul să te măsoare. Dar nu e indicat. Ia să vedem cum e pe curbe. Hai să o trecem pe sport, că avem ai și modul traction. Traction este pentru atunci când ai nevoie de foarte multă tracțiune, când este alunecos afară sau alte chestii. Bun. Hai să vedem pe sport. Direcția electrică se întărește. Nu pot să spun că e mega plăcută. Suspensia devine din moale, întărește puțin, devine mai țopăitoare așa. Tot pot să spun că absorbe bine. Dar gândiți-vă că cu jantele de 19 inci cu suspensia adaptivă, mașina ar fi foarte ok. Uite, vezi, acum
mașina e destul de busy, așa. Filtrează destul de light de nivelările, tu simți drumul, nu poți spui că simți ceva în volan. Se întărește artificial, dar când intri într-un viraj, nu este foarte încărcată direcția, adică nu te lupți cu ea. Cumva aici, în zona unghiului mort, în zona punctului neutru, se simte grea. Dar așa, uite ce frumosicuț. Dar așa nu se întărește când o încarci, când încarci fața. Fiind un ID, el are tendința să supravireze. Evident și să subvireze dacă intri foarte tare, dar având apartamentul mare, stabilitatea la viteze mari ar trebui să fie mai bună. De exemplu, față de un ID3, chestia asta ar trebui să fie mai controlabilă atunci când pleacă spatele. Pe când la ID3 cu apartament scurt e mai greu de controlat. Și stabilitatea la viteză mare ar trebui să fie mai bună la asta. Ar trebui acum. E surprinzător de plăcut așa pentru cât ai, știi? E, deja o duci în zona ei de disconfort și ajungi tu în zona ta de disconfort mai repede decât ajunge ea în zona de disconfort. Pe niște viraje rapide s-ar putea să fie ok. Ia hai să vedem cum este pe dâmburia. Asta e pe sport. Se simte că e un pic mai rigiduță. Pe confort și pe eco avem aceeași setare a suspensiei. Deci nu e nicio problemă. Ia să vedem pe confort. Simte o oarecare diferență, nu pot spun că este extraordinară, pot doar să spun că de nivelările scurte sunt mai atent filtrate când ești pe eco sau pe confort. Ai și modul custom, care e mod individual, poți să-l selectezi tu cum vrei. Nu-mi place că n-am decupaje mai mare aici, în rest volanul nu e mare brânză, e volan de Volkswagen, toate-s la fel. Și direcția pe modurile astea mai light, așa, destul de plăcută. Poți să-ți customizezi tu modul custom și să ai treaba ta. Aici ceva ruliu, adică mașina are masa ei. Jantele sunt destul de măricele. Dar, e decent. E o mașină interesantă dacă vrei neapărat o electrică și vrei 6 locuri. Opțiunile în gama asta de preț nu sunt foarte mari. Știu că costă mult. E o mașină scumpă, adică nu e cazul să ne ascundem după copac, dar e la preț de ID4, ID5 configurat decent. E greu de zis unde stă mașina asta și care e clientul care o va alege. Și atunci asta se pretează mai bine utilizatorului normal, să spunem așa, care a condus mașini termice, care vrea, spun că o ergonomie normală, că nici asta n-are o ergonomie extraordinară. Dar o poți avea și o poți conduce mai ușor, să spunem așa. Dacă activăm pilotul, îl activăm de aici, deci îl activăm de aici, îi dăm set și punem și travel assist, nu o să recunoască banda. Acum a recunoscut-o. Deci ține banda, are volan capacitiv, nu rezistiv, ceea ce înseamnă că poți stai relaxat cu mâna pe volan să mergi 100 de kilometri și pe autostradă să țină ea banda singură. O să consume peste 20 kWh pe autostradă, să vedem ce se întâmplă. Banda încă o ține, cling, gata, la revedere. Și te-a lăsat să faci ce vrei. Pilotul merge în continuare, ține viteza singură, dar te-a lăsat să-ți faci tu treaba. Și cam asta e episodul cu Volkswagen ID6. O struță cămilă chinezească, ce putea fi vândută și la noi, și garantez că ar fi avut un marecare succes. Dar pentru asta noi avem ID Buzz-ul, care e mai mare, mai scump și care pot să spun că preia sarcina asta. Înainte să încheiem, mai vreau să mai spun că avem așa 16 grade unghi de atac în față, 18 grade unghi de degajare spate. Deci nu este un off-roader în niciun caz. Mulțumim încă o dată Plus Auto Trade că ne-a dat mașina să o filmăm. O să o returnăm la fel de întreagă precum am luat-o. Ne vedem data viitoare, ne apropiem de 100.000. Un abonare mă ajută. Testul de antifonare în descriere. Grupul de Telegram cu abonații în descriere. Multe chestii în descriere. Ce să mai, ne vedem data viitoare. Touaregul chinezesc e aici. Mașini cu Lucii Popa se încheie.